Guys, astăzi o să discutăm despre ceva puțin mai serios și sunt absolut convinsă că o să fiu hate-uită pentru episodul ăsta, dar chiar vreau să aflați și părerea mea despre religie. Bun, în primul rând să vă spun de la ce m-am luat. Zilele trecute când citeam comentariile, am observat că un tip foarte religios mi-a lăsat destul de multe comentarii la clipuri, cum că eu sunt o păcătoasă, că n-ar trebui să mai postez, că așa, că așa, că pe dincolo și că bla bla bla. Ideea este că tipul lăsa basme întregi de comentarii, lăsa grămezi întregi de comentarii. Bun, să vă citesc comentariul. Femeie, ia vino aici, ia să-mi spui tu mie, ești spălată pe creier de bani și slavă de șartă? Cine te-a plătit ca să faci pe desfrânata smerită în clipul ăla blasfemiator alături de alți călăuitori orbi, Nelu și Bordea, care atacă biserica ortodoxă? Cine te-a plătit, mă, desfrânată? Cine? Fost comuniștii, jidanii, ateiștii, sataniștii, mass media, francmasoneria, diavolul în persoană? Mă, femeie, tu poate nu conștientizezi de această blasfemie, dar te avertizez, ai grijă, că nu știi când vei da colțul. Memento mori. Moartea necredincioșilor este cumplită. Ține minte asta! Ok. Asta a fost unul dintre comentariile pe care le-am primit de la acest tip. Alte două au fost anunțate în clipul meu Reacționez la comentariile voastre, pe care l-am postat acum ceva vreme. Dacă nu-l știți, puteți să vă uitați. Și la clipul cu Reacționez la comentarii, mi-a răspuns din nou acest tip. Și mi-a zis de ce face chestia asta. Am să vă citesc și comentariul de la ultimul clip. Ceau, femeie! Am văzut și am cercetat. Nu m-am așteptat să-mi expui comenturile mele, cele două. Stai liniștită. Nu asta e problema. Am văzut că m-ai întrebat ce caut să dau comenturi la niște vloguri care nu îmi plac. E, bine, iată răspunsul. Sunt o grămadă de oameni, copii, adolescenți și alții, fără dreapta judecată care își expun prostia și în cultura lor, sau niște nonsensuri. Culmea e că ei sunt acceptați, promovați, lăudați, chiar și ridicați la ranguri înalte. Sunt o grămadă de ateiști și blasfemiatori care își expun ateismul, blasfemiind, luând în derâdere și bagiocură cele sfinte, încercând, ticăloșii aceștia, să-i ducă și pe alții spre necredință, grav că și ei au fost promovați. Că și ei sunt promovați. Și vai de acele minți ușuratice, slabe caractere, care au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud, au minte, dar nu vor să judece și să gândească ce-i bine și ce-i rău, ci absoarbă tot ce spune tembelizorul, radioul, presa, etc., care e condusă de ei, de francmasonerie. Majoritatea tac rămânând pasivi, indiferenți și nepăsători de ceea ce se întâmplă în țara lor. Apoi să nu te miri de ce se strică o țară întreagă. Și nu îmi pot permite să mai tac să văd cum niște inculți și imbecili strică o populație întreagă. Acum, sabie și atitudine! Dreptate, lege, ordine! Vezi? De-aia am dat comenturi, ca să lovesc în ateism și în incultură, stând în mijlocul lupilor. Și nu ești numai tu căruia i-am scris. Crede-mă! Dacă cei de sus, cei de la conducere, vor înnebuni cu nedreptatea lor, ne vom ridica noi, cei de jos, oameni simpli, împotriva. Acum vă întreb pe voi dacă vouă vi se pare că tipul ăsta este atât de religios pe cât se dă? Că mie nu mi se pare, decât că împrăștie cu hate asupra altor oameni. Bun, să începem cu începutul. Nu cred în Dumnezeu, nici în Allah, nici în ceilalți 11.000 de zei. Da, sunt mai mulți. Ce, nu știați? Ok, am să vă las lista completă în descriere. Atee? Nu, nu sunt. Ateu, dacă nu știați, înseamnă, conform Dex, persoană care neagă existența oricărei divinități. E bine, eu cred într-o anumită divinitate, dar prefer să nu o numesc nicicum. Vă spun sincer că până în 2013 credeam și eu cu tărie în acest Dumnezeu pe care ni-l bagă pe gât societatea în care trăim. Acest Dumnezeu cu care am crescut și de care trebuia să-mi fie tot timpul frică. De fapt, era singurul de care trebuia să-mi fie frică. Am trăit toată viața cu frica că acest Dumnezeu pe care îl iubesc și trebuie să-l idolatrizez mă va pedepsi într-o zi aspru dacă fac ceva greșit. Gen, dacă fumez, sau dacă mă machiez, sau dacă spun zău, sau dacă ascult fără să vreau discuțiile altora, dacă am purtat vreodată ață roșie la mână ca să nu fiu de ochiată, dacă am bârfit sau bănuit pe cineva de ceva, dacă am crezut vreodată în reîncarnare, dacă ies în discoteci sau mă distrez pe muzică, dacă sunt ambițioasă, sau dacă m-am mândrit cu ceva, sau dacă m-a lăudat cineva. E un păcat să te laude cineva. Așa că, vă rog, nu mai lăudați.
nu vreau să fiu păcătoasă. Dacă am mâncat ceva dulce în vreo zi de miercuri sau vineri, dacă am vorbit prostii și multe altele. Ca să nu mai vorbesc de păcatul homosexualității. Am câțiva prieteni cu alte orientări sexuale decât cele pe care societatea ni le-a prezentat, iar acești prieteni, unii dintre ei, cred cu toată ființa în acest Dumnezeu care îi judecă că sunt așa. Homosexualitatea este un păcat de neiertat. Sau am niște prieteni care se iubesc enorm de mult, doar că tipa este de o religie și tipul e de altă religie și drept pentru care, deși se iubesc enorm de mult, va trebui să se despartă. Pentru că religia nu le permite să fie împreună. De ce? Pentru că e un păcat. Da. Și mai sunt multe, multe alte păcate pentru care ai nevoie de o spovedanie ca Dumnezeu să te ierte. Am să vă las un link în descriere să le citiți și voi pe toate. Și acum revenind, zeul ăsta nenumit în care mă încred eu, mă iubește oricând, oricum aș fi eu. Am fost creată cu iubire, așa am crescut și așa vreau să dau mai departe. Zeul ăsta al meu nu mă pedepsește dacă postez sau apar semi-dezbrăcată în clipuri sau poze, așa cum probabil ar face Dumnezeu care probabil m-ar cataloga desfrânată. La urma urmei, dacă mi-amintesc eu bine din cărțile de religie, Adam și Eva erau goi pentru că așa i-a creat Dumnezeu. Goi! Hainele au apărut mult mai târziu și erau făcute de oameni. Doar ca să le țină cald. Deci, de ce e un păcat să umbli dezbrăcat atâta timp cât Dumnezeu așa te-a creat? Și acum spuneți-mi voi cum ar trebui să reacționez la comentariile pe care le primez la acest tip. E normal ca un ortodox să-și ocupe timpul cu asemenea amenințări? Ai grijă că nu știi când vei da colțul. Moartea necredincioșilor este cumplită. Eu nu sunt o persoană credincioasă, dar nici nu-mi permit să comentez astfel unor persoane pe care nici măcar nu le cunosc. Bine, aici cred că ține și de educație. În fine. Deci în 2013 întâlnisem pe cineva care m-a întrebat în felul următor. Crezi în Dumnezeu? Da! De ce? Și am continuat minute în șir cu alte câteva ouri în minte. Adevărul era că nu aveam niciun răspuns. Adică, ba da, aș fi putut, desigur, să dau răspunsul pe care îl dau majoritatea românilor. Păi pentru că El ne-a creat și pentru că așa ne-a învățat la școală și pentru că așa trebuie. Dar ce-i cu întrebarea asta? De ce mă întrebi așa ceva? Dar, desigur, m-aș fi făcut de râs cu răspunsul ăsta, așa că mai bine am tăcut. E ca și în relația de cuplu. Îl iubești pe George? Da. De ce? Pentru că și el mă iubește pe mine. Serios? Nu! Nu ăsta e răspunsul. Îl iubești pe George pentru pupa pe care ți-o dă în fiecare dimineață. Sau pentru mintea pe care o are și pentru toate momentele pe care le împarte cu tine. Sau pentru felul în care arătați și vă simțiți când sunteți împreună. Mi-am dat seama că nu există niciun motiv verosimil venit din interior, gândit de mine, pentru care eu credeam în Dumnezeu. Erau așa, doar niște idei implementate de oamenii din jurul meu. Abia atunci am început să caut și să citesc diferite chestii cu și despre subiectul ăsta. Aș fi găsit un interviu superb cu Stephen Fry despre Dumnezeu, tare interesant. Vă recomand să vă uitați și voi la el dacă sunteți curioși. Oricum am să vă las un link în descriere și pentru asta. Uite, eu nu vreau să te conving pe tine să nu crezi în Dumnezeu. Eu nu vreau să te conving de nimic. Vreau doar să-mi expun părerea personală și să te fac pe tine, eventual, să-ți pui tu singur niște întrebări, exact așa cum mi le-am pus și eu acum câțiva ani. Dar dacă tu ai deja răspunsul la întrebarea de ce crezi în Dumnezeu, e perfect! Înseamnă că totul e perfect. Nici nu ar trebui să te mai intereseze dacă altcineva crede sau nu în Dumnezeul tău. Contează să fii tu împăcat cu alegerile tale. Mi-aș dori doar să nu mai încerci să mă convingi că Dumnezeul tău și religia din care faci tu parte sunt cele mai bune. Pentru că în lumea asta există peste 4200 de religii. Și ce crezi? Toate cred că Dumnezeul lor este cel mai bun. Eu acum ce fac? Pe cine să cred? V-am lăsat link în descriere cu toate religiile. Majoritatea războaielor au început din cauze religioase. Băiatul ăsta care mi-a comentat probabil că acum mă disprețuiește doar pentru că nu mă încadrez în standardele lui religioase. Cu toate astea, omul mă urmărește. De ce? Nu știu. Adică, ba da, știu că mi-a zis. Pentru că vrea să mă convingă de religia lui. Cu toate astea, el tot s-a uitat la clipurile mele, adică știe ce am făcut eu acolo. Asta nu e un păcat și că el sunt mulți alții. Oameni buni, oameni buni. Știți ce fac eu dacă nu-mi place un clip? Dau X sau Next sau Skip sau mă duc afară și mănânc o portocală. De ce să stau să-mi pierd câteva minuțele lăsând un comentariu răutăcios la un clip care nu-mi place când pot intra pe un clip care îmi place și să las un comentariu de bine? Și acum în încheiere vreau să vă spun că pe mine una nu mă interesează a cărui
religie, ești adept atâta timp cât între noi există respect. Fiți mai buni, oameni buni, mai plini de fericire, mai împăcați cu voi și mai plini de iubire, că asta e tot ce contează. Iubire și bunătate. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.